întrebarea legată de postul de premier, președintele Iohannis așa a interpretat lansarea platformei dumneavoastră USR a anunțat ieri că vă sprijină pentru postul de premier Alina Gorghiu a anunțat și ea că e dispusă să meargă alături de PNL împreună cu dumneavoastră Veți Ve accepta. Ve accepta o, o, o propunere și apoi o nominalizare din partea președintelui pentru postul de premier? Haideți să treacă alegerile și să vedem rezultatul Cred încă o dată, dacă iară construim o campanie electorală în jurul unei persoane Și încercăm să facem dintr-o persoană o uh, icoană După părerea mea, nu e ceea ce așteaptă uh, oamenii ba da, Oamenii așteaptă și... Sigur, i-am spus, da. spus că nu mă feresc să mă implic Dar nici nu cred că sunt indispensabil Haideți, dacă vreau să fiu, uh, Așa să este, fiu direct Așa este, am ajunge într-o situație... Ușor ridicol, aș spune, în care partidele vă susțin la ceva, dar nu e clar la ce, partidele își doresc să continuați, asta spun public președintele la fel, dar dumneavoastră nu spuneți asta. Nu cred că putem merge multă vreme așa într-o campanie. Păi, am, spus, am spus că nu mă dau deoparte să mă implic, așa cum am făcut-o și în, în toamnă-noiembrie, dar în același timp nici nu vreau ca această dezbatere să fie construită în jurul ideii dacă candidează sau nu la postul de premier cu tare persoană. E, nu ar fi cu ce, să, cu ce să de candidăm? Deocamdată e important să vedem dacă oamenii, dacă o majoritate susține o astfel de abordare, dacă susțin ideile de acolo. Cred că asta e important Re Reținem faptul că ați spus că sunteți dispus să vă implicați așa cum v-ați implicat în, după căderea guvernului Ponta, ceea ce înseamnă la nivel de premier. Dar dacă PNL și USR nu vor reuși să facă o majoritate care să vă propună astfel ca premier, veți accepta să conduceți un eventual guvern PNL-PSD? Pentru că acum, guvernul pe care îl conduceți a fost votat în Parlament de ambele partide. Eu cred că, în momentul de față, România are nevoie de o guvernare clară, cu o direcție clară, sau într-o parte, sau în alta. Eu personal. Nu cred, pornind și de la experiențele trecutului, nu cred că o astfel de structură de guvernare ar putea funcționa în perioada următoare și, oricum, eu nu mă văd implicat într-o astfel de structură. Adică, într-un guvern de mare coaliție. Da. Dar Exclu De ce? Care sunt motivele? Păi, vă spuneam, pentru că eu cred că, momentul de față, nu de compromisuri de acest gen e nevoie, ci de un, de un angajament uh, Adică clar. ori stânga, ori dreapta. Da, eu cred, că, eu cred că e important ca cei care vin acum în, în campanie cu uh, puncte de vedere de multe ori aproape antagonizate, e important să arată că pot să și construiască, nu doar să se opună celorlalți. Aici însă e o problemă, domnule prim-ministru, și o știți foarte bine. Și stânga și dreapta vor avea probleme în a construi o majoritate suficient de solidă pentru a asigura o coerență a guvernului. Sigur, și de asta probabil că la un moment dat partidele vor trebui să găsească o formulă în Parlament pentru a vedea o majoritate. Eu vă spun care e punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că așa o să se întâmple. Însă eu vă spun ce pot eu să susțin și ce nu pot.